Accident cumplit pe autostrada A1, 3 persoane au murit și una a fost grav rănită după ce o mașină s-a lovit de un utilaj de dezăpezire. Polițiștii rutieri sunt la fața locului și fac cercetări pentru a vedea cum s-a produs accidentul. Circulația este oprită pe sensul către Sibiu, fiind deviat traficul pe drumul național 1. Pot să confirm într-adevăr faptul că acolo este implicat un utilaj închiriat de la o firmă de dezăpezire. Deocamdată nu avem detalii despre ce s-a întâmplat exact acolo. Știm doar că utilajul nostru era undeva pe banda de urgență, efectua dezăpezirea benzii de urgență. Era dotată cu toate luminile necesare, avea sirene, girofare, tot ce trebuie, inclusiv în spatele utilajului. Nu știm cum s-ar putea întâmpla, cum s-ar fi putut întâmpla acel accident. În acest moment, da, pe direcția Deva Sibiu, traficul este blocat pe autostrada A1 până la efectuarea cercetărilor la fața locului. Din fericire, în zona respectivă există chiar un nod rutier, nodul de la Săliște, deci probabil că traficul va fi deviat pe acolo, iar șoferii vor circula pe DN1, care este paralelă cu autostrada.